Niciuna dintre statuile amplasate în municipiul Roman nu a stârnit, se pare, atâtea discuții aprinse ca aceea care se ridică în fața gării din municipiul Roman. Este vorba despre statuia Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor. Controversele s-au purtat evident în spațiul online. Edilul șef al municipiului, Laurențiu Leureanu, susține că aprobarea de amplasare a monumentului s-a dat după o atentă consultare a locurilor care s-ar preta pentru acest lucru. În primul rând, Sfântul Andrei are și o, așa cum vă spuneam, o simbolistică creștină și o simbolistică profană. Este cunoscut pentru toată lumea că crucea Sfântului Andrei este și un simbol rutier care e legat de trecerea la nivel cu calea ferată. Așa încât, dacă vreți, acolo se întâlnesc cele două laturi, divinul și profanul. Gândiți de faptul că acolo este una din cele mai vechi stații CFR din Moldova, legat de faptul că este o zonă de trafic, este o zonă de joncțiune între E85 și ruta europeană Orient 500, încât discuțiile care s-au purtat, dezbaterile care au avut, au condus către acolo. Au mai fost încă două zone propuse, lângă calea ferată, la ieșirea spre Iași, pe partea dreaptă, și o altă zonă a fost în sensul giratoriu de la Luțca. În sensul giratoriu de la Luțca ar urma să fie amplasat un alt obiectiv asemănător. În fața gării de la Roman s-a apreciat că monumentul ar avea maximă vizibilitate și ar întruni toate condițiile specifice unei asemenea monument. Acolo s-a stabilit că va fi un alt proiect, iar aici am considerat că, așa cum vă spuneam, Sfântul Andrei, care adună cele două laturi, ținând cont că crucea Sfântului Andrei e un element folosit și în marcajul rutier de maximă importanță, fiind foarte multe accidente în zona acestui simbol atunci când nu se ține seama de el, s-a gândit poziționarea aici și a întrunit cele mai multe sufragii acest lucru. Credem că e cel mai nimerit, mai ales că se află între tumultul și zgomotul gării și a garniturilor de tren în spate și a liniștii parcului municipal din față. Plus că este, credem noi, o statuie frumos realizată și care se află și într-un loc de vizibilitate nu ascunsă într-un unghi al orașului. Amplasarea unei statui a Sfântului Andrei a fost ideea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, monumentul fiind realizat de un sculptor de la Iași. Primăria a pus la dispoziție terenul, iar omul de afaceri Vasile Balcan, deputat în adunarea eparhială, a susținut cheltuielile legate de soclul statuiei, care va fi inaugurat în ziua de 30 noiembrie, când se aniversează ziua Sfântului Andrei.